Pentru prezență doresc să fac o declarație de presă, speranța mea fiind că ceea ce urmează să vă spun trece dincolo de ecranele televizoarelor. Este din ce în ce mai limpede că în țara noastră se întâmplă un fenomen dureros, și anume divizarea națiunii române. Ceea ce sociologii numesc anomie, adică lipsa regulii, devine din ce în ce mai clar astăzi și pe fondul declarațiilor unor oficiali putem să spunem că în absența unui proiect vizionar pentru o Românie mai bună, mai nouă, prosperă, europeană, țara noastră merge către direcția greșită. Am citit ceea ce s-a întâmplat, am citit interviul domnului Diniță, care este șeful poliției rutiere din România. Și domnia sa o spune cu subiect și predicat. Este limpede că în țară a crescut agresivitatea individuală, că începem să nu mai putem fi siguri, nici măcar când mergem pe stradă. Și acest lucru se întâmplă pentru că asupra cetățenilor României se revarsă un val de ură și că întotdeauna cetățenii României sunt supuși unui spectacol pe care niciunul dintre ei nu-l dorește. Spectacolul înfruntării dintre două tabere politice. Nu este vorba de așa ceva. Este vorba, în primul rând, în opinia noastră, de prezența și înțelegerea unui program de guvernare care poate fi pus în aplicare de mâine începând, în așa fel încât ruperea României în două să nu se petreacă. Vin în fața dumneavoastră gândindu-mă la ceea ce se întâmplă în aceste momente la Olchim și aflu că premierul României arată cu degetul către oamenii care se află în stradă, făcându-i vinovați pentru faptul că nu vin investitori în România. Eu nu cred că există o atitudine mai disprețuitoare față de cetățean, mai indiferentă la nevoile sale, decât aceasta. Oamenii ies în stradă la Olchim pentru faptul că în ultimele 6 luni nu s-a întâmplat absolut nimic bun pentru ei și că, dimpotrivă, viața lor acum a ajuns să depindă de măsurile peticite pe care încearcă să le ia un guvern incompetent. Aceștia sunt, de fapt, cetățenii României și grija, îngrijorarea lor este îngrijorarea tuturor. Ceea ce doresc să spun este că suntem pregătiți să oferim, pe drept cuvânt, un program de guvernare ale cărui măsuri pot fi puse în practică începând de mâine. Nu din 2014, nu din 2016, ci din prima zi în care putem să oferim competență și forță politică în beneficiul națiunii noastre. Cred de asemenea că trebuie să judecăm în termenii interesului național faptul că ne interesează ca acel 1 milion de români care iau un salariu apropiat de cel minim să poată avea mai mulți bani în buzunar începând cu prima zi a lui ianuarie 2013. Acesta este motivul pentru care dorim ca salariul minim să ajungă la 850 de lei foarte repede. Credem că este în interesul național ca românii să-și poată vedea liniștiți de muncă, mai ales românii care au familie și copii. Copii care pot, pe seama programului școală după școală, să rămână sub supravegherea unor profesori competenți și dorim noi, bine motivați financiar, în continuare, sub îngrijirea școlii, părinților văzându-și în felul acesta de activitatea pe care o au de îndeplinit. Credem că în felul acesta dăm confort familiilor ai căror copii trebuie să fie în continuare sub atenta supravegherea școlii. De ce? Pentru că nu dorim ca pruncii noștri să se găsească în stradă și să învețe obiceiurile străzii câtă vreme părinții se află la muncă.
ne interesează mai mult decât orice un număr crescut de locuri de muncă. Aceasta este grija esențială a cetățenilor români. Iar creșterea locurilor de muncă nu poate să aibă loc în absența unui elementar sentiment de siguranță. Element pe care astăzi îl resimțim psihologic și emoțional cu toții. Nu dorim să trăim într-o țară în care mersul pe stradă devine un pericol. Dorim să trăim într-o țară în care fiecare dintre noi își poate vedea liniștit de viață și liniștit de planurile proprii. Al doilea lucru pe care doream să vi-l zic ține de interesul Alianței România Dreaptă de a discuta despre rescrierea Constituției. Este o chestiune despre care s-a făcut vorbire în ultima vreme, dar vă aducem aminte că subiectul a revenit cu putere în atenția publică și în atenția mediului politic în vara acestui an, pe fondul turbulențelor politice. Rescrierea Constituției pretinde consens politic. Rescrierea Constituției pretinde interes cetățenesc. Nu se poate să gândim rescrierea Constituției de către o minoritate politică. Credem că o nouă Românie are nevoie de o nouă Constituție în așa fel făcută, încât să evite situațiile prin care a trecut România în această vară. Ce înseamnă acest lucru? O Constituție al cărei text elimină echivocul de interpretare, care nu poate fi supusă în text și în literă, în fondul ei, interpretării răuvoitoare împotriva democrației și a statului de drept. O Constituție care definește foarte bine rolurile, competențele diferitelor etaje ale executivului. Fie că este vorba de administrația prezidențială, fie că este vorba de primul ministru, care să ofere răspuns la întrebările care în mod natural au apărut în aceste 6 luni. Cine reprezintă pe cine? Cum poate fi reprezentată România? Și așa mai departe. Credem într-o Constituție nouă al cărei text să facă vorbire clară despre rostul și conținutul coabitării politice. Coabitarea politică nu poate fi făcută împotriva unei națiuni. Coabitarea politică este soluția găsită pentru reprezentarea intereselor tuturor cetățenilor, nu doar a unei părți a națiunii române. Credem de asemenea într-o Constituție care preia în text ceea ce România s-a angajat să facă. De exemplu, prevederile Tratatului Fiscal European, despre care programul de guvernare al USL nu face în niciun caz vorbire. Tratatul Fiscal European este deja semnat de România. Sunt doar 2 state ale Uniunii Europene care nu au semnat Tratatul Fiscal European, Marea Britanie și Cehia. Rostul Tratatului Fiscal European este acela de a păstra stabilitatea economică și financiară a statelor membre. Și sunt câteva prevederi care vor trebui incluse în viitorul text al Constituției, iarăși pe seama consensului politic. Dar trebuie să ținem seama de aceste prevederi în condițiile în care urmează să construim bugete sau în felul în care urmează să cheltuim banul public pentru proiectele guvernamentale. Tratatul Fiscal European spune foarte clar, nu se poate depăși limita de 0,5% pentru deficitele structurale, iar statele europene sunt obligate să construiască propriile mecanisme de corecție în cazul în care această țintă nu este atinsă sau depășită. Tratatul Fiscal European vorbește despre obligativitatea limitării deficitelor datoriei publice la 3%. În cazul în care această limită este depășită, statele europene urmează să sufere sancțiuni din partea Curții Europene de Justiție, fie la sesizarea Comisiei Europene, fie la sesizarea oricărui alt stat al Uniunii Europene. Jocul politic
este mult mai amplu și mult mai delicat decât se poate imagina de la înălțimea alminteri foarte coborâtă a acestei campanii electorale încărcate de invective. Propunerea cu care venim noi este o propunere de civilizație și de progres. Și credem în cutărie în ceea ce putem să facem pe seama programului de guvernare al Alianței România Dreaptă, începând, repet, din prima zi în care administrăm țara. Aceasta doream să vă spun și vă mulțumesc tuturora pentru atenție.